Aș vrea să vorbesc despre cea mai importantă conexiune care există, aceea pe care o realizează Duhul Sfânt. Noi, pe măsură ce ne-am dezvoltat și ne-am civilizat, am încercat să suplinim și să dăm la o parte puterea lui Dumnezeu, pentru că am început să ne descurcăm singuri. Pe măsură ce ne ajută tehnologia și civilizația să nu mai avem nevoie unii de alții, l-am dat la o parte chiar și pe Dumnezeu. Mi-aduc aminte când eram copil la țară, dacă își făcea cineva casă sau dacă își culegea porumbul sau recolta, mergeam la clacă. La clacă, la casă, acum aș face casă cu tare, mergem să-l ajutăm, nu pe bani. Gratis, da? Când era rândul tău, veneau oamenii și te ajutau pe tine. Și în felul ăsta oamenii, deși era viața grea, le era mai ușor pentru că se ajutau unii pe alții. Chiar mi-aduc aminte, spunea bunica, avem luna asta vreo 3 datorii la cules. Trebuie să mergem la cutare, trebuie să mergem la cutare, trebuie să mergem la cutare. Și mergeam la cules de porumb, la cules de fasole, de ce era, la prășit, pentru că era datorie. În viața spirituală, în viața duhovnicească, odată cu dezvoltarea bisericilor și a confortului, am început să înțelegem și să credem că ne putem descurca chiar și fără Dumnezeu. Și într-adevăr, foarte multe biserici funcționează pe principiul unor firme, unor corporații, unor asociații, dar nici de cum nu mai sunt acele entități conduse de Duhul Sfânt. Ele au episcopi, au conducători, au tot ce trebuie acolo, au comitet, au tot ce au nevoie, fac bugete, fac investiții, fac evangelizare și până la urmă ce nevoie mai avem de Dumnezeu? Bineînțeles că nu spunem asta așa, dar în subliminal, în viața noastră, practic, noi arătăm că, de fapt, nu mai avem nevoie de Dumnezeu. Că ne descurcăm singuri. Merge totul. Înainte de înălțarea sa, Domnul Iisus Hristos a stat de vorbă cu ucenicii lui. Bine, timp de 40 de zile li s-a arătat în multe feluri, așa cum se spune în Cartea Faptele Apostolilor. Și cu toate că li s-a arătat și le-a explicat scripturile cu deamănuntul, ei un singur lucru aveau în minte. Cine să fie cel mai mare și când vine împărăția, ca să pune mâna pe funcții, pe putere, pe influență. Doamne, ne zici tu chestii din astea cu rugăciunea, cu predicarea. Nu, dar noi le știm pe ale noastre. Și să știți că exact așa, dacă nu mai rău suntem noi, vine Dumnezeu și spune, fără mine și despărțiți de mine, nu puteți să faceți absolut nimic, sunteți zero ca rezultate. Sau dacă faceți niște lucruri, seamănă cu altceva, dar nu cu lucrarea mea. Și noi zicem, Doamne, nu, stai puțin că n-ai înțeles. Noi avem plăcuța noastră și pe asta o punem și merge în continuu și nu știu dacă vă aduceți aminte cei de mai demult, erau plăcile alea de vinil. Și în momentul în care ajungea la capăt acul ăla cu cântatul, ajungea într-o zonă unde se învârtea la nesfârșit. Și puteai să lași 3 ore că tot acolo se învârtea. Ei, și cam așa suntem noi. Am ajuns într-un blocaj, și pur și simplu nu putem ieși de acolo. Și Mântuitorul le-a spus așa. Versetul 7. Nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele, pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Cu alte cuvinte, lăsați ceea ce ține de mine ca să rezolv eu și ceea ce ține de voi trebuie să faceți voi. Ci voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Care este datoria bisericii? Să fie martoră a lui Iisus Hristos în lume. Dacă biserica nu rămâne o martoră a lui Iisus Hristos în lume, este orice altceva, dar nu biserică. Și dacă vrei să-ți faci un business serios,
poți să-ți faci biserică. Dacă ți-ai făcut biserică, știți cum vin banii, imediat. Și poți să faci și evaziune fiscală câtă vrei. Pentru că nu te caută statul, că de, bisericile nu sunt impozitate, înțelegeți? Și acolo, cu mila Domnului, cu toate astea, la alte, cu donații, se rezolvă. Vinzi ce vrei. Dar nu despre asta este vorba. Pentru că aici, Mântuitorul a spus așa, că în momentul când vei primi puterea Duhului Sfânt, vei fi martor al lui Iisus Hristos. Nu promotor de servicii, nu promotor de idei, nu altceva, ci promotor al lui Iisus Hristos în lumea aceasta. Și dacă ne uităm în Cartea Faptele Apostolilor, vedem că ei au înțeles exact despre ce este vorba și au înțeles că, de fapt, lucrarea are de-a face cu mărturisirea lui Iisus Hristos și cu ceea ce a făcut El în viața ta. Restul n-au de-a face cu lucrarea lui Dumnezeu. Iisus s-a înălțat la cer și, bineînțeles, timp de mai multe zile, au stat 10 zile, da, după cele 40, au stat 10 zile în camera de sus și să știți că nu era o echipă foarte omogenă, cea care era în camera de sus. Hai să vedem. Cine erau acolo? Când au ajuns acasă, versetul 13 din capitolul 1, Cartea Faptele Apostolilor, s-au suit în odaia de sus unde stăteau de obicei. Erau Petru, Iacov și Ioan, fiii tunetului, da? Andrei, iarăși cu Petru, erau două pietre tari, Filip, sceptic, Toma, necredincios, Bartolomeu, Matei, Iacov, fiul lui Alfeu, Simon Zelot, ăsta era cuțitar mare, și fă biserică cu ăștia. N-aveai cum. Era sortită pieirii și eșecului biserica de atunci, dacă nu venea Duhul Sfânt. Și aș vrea să transmit un mesaj cât se poate de clar, dragii mei, că dacă o lucrare nu este condusă de Duhul Sfânt, este sortită eșecului. Și nu mă refer la eșec dacă nu ai vizualizări. Poate fi și asta, din cauza faptului că n-ai pregătit bine lucrurile sau livrezi ceva care nu este autentic. Dar poate să fie foarte bine, foarte bine făcut, poate să fie foarte bine pus la punct, să ai zeci de mii de vizualizări și totul să nu fie lucrarea lui Dumnezeu acolo și să nu fie Duhul Sfânt. Să fie doar o exaltare emoțională, să fie doar o pornire, un spectacol, și oamenii sunt dornici de spectacol, inclusiv de spectacole religioase. Și își tranquilizează conștiința că sunt pe calea lui Iisus. Și încep să cânte, să simtă tot felul de lucruri, dar Duhul lui Dumnezeu nu este acolo. Dacă ne uităm la modul în care a pornit biserica primară, timp de 10 zile s-au rugat și spune cuvântul lui Dumnezeu că în ziua cincizecimii erau toți împreună în același loc. Observați un secret. Pentru ca Duhul lui Dumnezeu să lucreze într-o biserică, este nevoie de dorința oamenilor să lucreze împreună, să lucreze pentru Dumnezeu. Dacă unul trage într-o parte, altul trage într-altă parte, sunt dezbinați, sunt certați, au tot felul de conflicte și petarde la toate colțurile, nu știu cum să servească unii altora replici, ce să facă Dumnezeu acolo? Cu toate că nu se înțelegeau foarte bine, la un moment dat și-au venit în fire și-au zis, dacă noi nu ne adunăm și dacă noi nu cerem puterea Duhului Sfânt, totul este sortit pieirii. N-avem nicio șansă să facem absolut nimic. Și credeți-mă, peste 90% din biserici sunt în situația aceasta, falimentare. Pot să aibă foarte mari ratinguri și foarte mari vizualizări. Nu contează lucrul acesta. Contează ce se întâmplă înăuntrul bisericii. Și mai vreau să subliniez ceva, dragii mei. Lucrarea lui Dumnezeu a început cu Duhul Sfânt. Credeți că ea se va termina cu apanaje omenești? Adică dacă eu folosesc chestia asta ca să transmit un mesaj, credeți că asta înlocuiește lucrarea Duhului Sfânt? Nici pe departe. Pot să plătesc la Facebook și la Instagram și la tot și la algoritmi ca să mă promoveze. Pentru că aia nu este lucrarea Duhului Sfânt în sine. Astea sunt doar mijloace pe care le folosim.
ca să ajungă mesajul la cât mai mulți oameni. Însă lucrarea Duhului Sfânt nu poate fi suplimentată de absolut nimic. Și eu cred din toată inima, dragii mei, că Duhul lui Dumnezeu n-are nevoie nici de telefoane, nici de internet, nici de tehnologie, nici de nimic. Pentru că am început să le înlocuim. Să înlocuim Duhul lui Dumnezeu cu toate aceste mijloace pe care El ni le-a dat sau pe care oamenii le-au inventat. Însă, dacă rugăciunea este dată la o parte, dacă cuvântul este dat la o parte, dacă părtășia frățească este dată la o parte, dacă există ură, invidie, ranchiună, mândrie, strică tot, poți să fii cel mai profesionist în tot ceea ce faci, că strici tot. Egoismul nostru este capabil să mânjească toată lucrarea lui Dumnezeu. Și în momentul acela, noi nu mai facem lucrarea lui Dumnezeu, noi facem lucrarea noastră. E vorba despre mine, despre ceea ce fac eu, despre ceea ce predic eu, despre ceea ce cânt eu. Nu mai este vorba despre El. Și să vă mai spun ceva. Când este vorba doar despre noi, suntem plictisitori și enervanți. Pentru că oamenii nu vor să mă vadă pe mine și pe niciunul dintre noi, ci vor să vadă în viața noastră pe Iisus Hristos. Și dacă oamenii nu-L văd pe Iisus Hristos în viața mea, suntem ridicoli, suntem ca niște paiațe, ca niște actori la teatru, încă ăia măcar joacă bine rolul. Noi suntem foarte ridicoli, pentru că nu știm nici măcar să jucăm rolul acela. În ziua cincizecimii erau toți împreună în același loc. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Și în momentul acela oamenii se uitau uimiți, dar ce se întâmplă, ce-i cu ăștia, de unde sunt? Au început să vorbească fiecare mai multe limbi, să predice Evanghelia și ăștia se mirau. Cum? Că ăștia nu-s cărturari, n-au făcut școală, nu știu limbi străine. Poate că știau un pic de ebraică și un pic de greacă, pentru că erau atunci, sau un pic de aramaică, erau limbile de circulație. Mai mult vorbeau greacă. Deja ebraica era limbă străină chiar și pentru evrei, pentru că sub influența Imperiului Greco-Macedonian au pierdut mulți chiar limba, nu mai știau nici limba, o știau cărturarii doar și vorbeau aramaică și greacă. Și aici am numărat vreo 16-17 limbi în care Duhul Sfânt i-a capacitat ori pe ei să vorbească, ori pe ceilalți să înțeleagă. Și n-au avut nevoie de Google Translate. Că noi credem, cum să duce Evanghelia în lume? Dar cum au dus-o oamenii ăștia cu corabia, mergând pe jos, mergând cu calul, cu catârul, cu măgarul, cu ce puteau să călătorească? Ăștia cum au putut să ducă Evanghelia în întreaga lume? Observați, mai erau pe deasupra și prigoniți, mai erau și deposedați de averi, erau priviți de mulți ca o urăciune. Și cu toate astea, lucrarea lui Dumnezeu mergea. De ce mergea? 1. Pentru că era condusă de Duhul Sfânt 100%. 2. Pentru că apostolii îl predicau pe Iisus Hristos, nu se predicau pe ei înșiși. Înțelegeți? Este o mare diferență. Să vii, ce ai făcut tu, ce ai realizat tu, dar pe cine interesează ce ai făcut tu? În seminar, când am dat teza de licență, a trebuit să scriem despre conținutul predicării apostolice. Și am stat eu să mă gândesc în momentul în care am primit subiectul, l-a scris, bă, dar ce teologie predicau apostolii? Și ce dogme, ce doctrine, ce... Știți ce am constatat? Și vă rog, luați Scriptura și citiți să vedeți care era conținutul predicării apostolice. Și o să vedeți că toate predicile pe care le întâlniți în Cartea Faptele Apostolilor și în restul vechi, în Noului Testament, au două lucruri în comun. Iisus Hristos și ceea ce a făcut El în viața mea. Nimic altceva.
Nu, stai să vezi cum e cu perihoreza Duhului Sfânt, cum e cu Trinitatea, cum e cu cealaltă, cum e... Nu! Iisus Hristos ce răstignit și ce a făcut El în viața mea. Pentru că una vorbește despre El și alta vorbește despre mântuirea pe care tu ai trăit-o, ți-a schimbat viața și îi ajut și pe alții să-L găsească pe Iisus ca să schimbe viața. Despre asta este predicarea. Și observați în câte direcții ne-am dus. În predici de stil coaching, în predici de stil filozofic, în predici de stil psihologic. Dar dacă vreau să ascult un filozof, mă duc la facultatea de filozofie și ascult un doctor în filozofie și vorbește ca lumea despre filozofie, nu stângăcii. Dacă vreau să ascult un psiholog, mă duc la un psiholog și îl ascult o săptămână întreagă. Dacă vreau să ascult pe un profesor de retorică, foarte bine, mă duc și îl ascult cât vreau. Însă nu stric cuvântul lui Dumnezeu cu toate celelalte lucruri ca să ies eu în evidență și să maschez faptul că de fapt Hristos nu este în viața mea. Că n-am nicio schimbare în viața mea și pentru că nu există autenticitatea asta, nu este nici Hristos, nici schimbare în viața mea, folosesc niște texte biblice și niște pasaje ca să dea impresia că Hristos este acolo și ca să maschez faptul că Hristos n-a schimbat viața mea, înlocuiesc cu tot felul de povești și baliverne. Și uitați-vă să vedeți câte predici de felul ăsta nu există. Însă, aici, când vedem lucrarea Duhului Sfânt, primul lucru pe care l-a făcut a fost să-i capaciteze pe apostoli să mărturisească despre Iisus Hristos. Care a fost tema, marea temă a predicii lui Petru în ziua cincizecimii? Haideți să vă vorbesc despre cum să faceți bani, nu? Haideți să vă vorbesc despre tehnici de evangelizare. Nu! Absolut deloc. Despre Iisus Hristos, Iisus Hristos cel răstignit. Și despre pocăință. Pocăiți-vă, le-a zis Petru, versetul 38, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Rezultatul? 3.000 într-o zi. Fără telefoane, fără televizor, fără internet, fără nimic din mijloacele noastre de comunicare, cu ajutorul Duhului Sfânt. Să nu credeți că sunt împotriva tehnologiei sau că sunt retrograd, dar la un moment dat simt că am devenit prea dependenți de instrumentele acestea și am ajuns să înlocuim relația noastră cu Dumnezeu și puterea Duhului Sfânt cu ceea ce putem să facem noi cu ajutorul tehnologiei și a lucrurilor pe care le putem realiza. Dar nu este despre asta evangelizarea. Nu este despre asta lucrarea lui Dumnezeu, ci este despre lucrarea Duhului Sfânt care ne capacitează să-L predicăm pe Iisus Hristos în lume și să putem să spunem ce a făcut El în viața noastră. Dacă nu poți să spui ce a făcut Iisus Hristos în viața ta concret și cum ți-a schimbat viața și dacă doar te ascunzi după fraze și ne ascundem după fraze, atunci înseamnă că venim aici degeaba. Cum a schimbat viața oamenilor acestora lucrarea Duhului Sfânt? Haideți să vedem. Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați și în ziua aceea numărul ucenicilor s-a adăugat aproape 3.000 de suflete. Ce făceau oamenii ăștia? Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, observați. Deci primul indiciu, că o biserică nu este condusă de Duhul Sfânt și n-ați vrea să mi-o luați în nume de rău. Că nu vorbim aici să acuzăm pe nimeni. Însă văd aici în Scriptură, primul indiciu că o biserică nu este condusă 100% de Duhul Sfânt, ci doar unul pe aici, unul pe acolo. Nu este o lucrare unitară. Este faptul
că membrii ei nu stăruiesc în legătura frățească. Nu există legătură frățească. N-ai cum să vorbești de lucrarea Duhului Sfânt. N-ai cum să vorbești despre evangelizare. Pentru că Duhul lui Dumnezeu realizează acea unitate. Cei care au primit propovăduirea, zice, stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Există? Dacă nu există, pare rău. Da? Fiecare era plin de frică și asta este o mare problemă. Nu ne mai temem de Dumnezeu, dragii mei. Mințim cu atâta ușurință. Ne prefacem cu atâta ușurință. Urâm cu atâta ușurință. Și după aia venim să cântăm despre dragostea lui Dumnezeu, despre bunătatea lui, vai, cât e Domnul de bun. Și nu merge, e fals. Sau mai tragi câte o țeapă la câte unul financiară, pe aici, pe acolo, sau mai înșeli pe cineva, mai minți pe cineva și după aia zici, fai, cât de mult îl iubești tu pe Dumnezeu. Nu merge. Fiecare era plin de frică și prin apostoli se făceau multe minuni și semne. Despre asta nici nu mai vorbim. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate de obște. Asta iar este o utopie. Cine mai crede așa ceva în epoca contractelor și a proprietăților? Acu' e a meu! Acu' e casa a mea! Stați liniștiți, Doamne ferește de un război, că o să vedeți a cui este casa. Știți a cui este? A statului. Și dacă e să fim sinceri, tot ce avem este al Domnului. Asta spune Psalmul 24. Al Domnului este pământul, cu tot ce este pe el, lumea și cei ce o locuiesc. Dar noi nu mai credem lucrurile acestea. Noi nu suntem decât niște administratori ai bunurilor lui Dumnezeu. Și dacă uităm lucrurile acestea, atunci înseamnă că n-am înțeles cu adevărat Evanghelia. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate de obște. Ce mai făceau? Își vindeau ogoarele și averile și banii împărțeau între toți după nevoile fiecăruia. Da. De unde să mai ieși pe asta? Vedeți? Și noi, lucrarea Domnului, Duhul Sfânt lucrează. Da, de unde? Hai să fim serioși. Ne mințim. Și credem că lucrurile merg într-o direcție, dar de fapt nu merg în direcția aceasta. Toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi. Frângeau pâine acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Unde este asta? Este foarte greu să mai venim o dată, de două ori pe săptămână, să mai vii fiecare zi, nu. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod și fiți atenți cheia succesului. Și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. O transpirație asta a egoismului, știți, să te zbați, să mai botezi pe câte unul, să-l aduci cu cața. Nu! Singura lor preocupare era să trăiască viața de credință. Singura lor preocupare era să stea alături de Dumnezeu în părtășia aceasta frățească. Și restul făcea Dumnezeu. Și acum dacă punem puțin și invers problema. De ce ar face Dumnezeu minuni în viața bisericii? Să aducă oamenii în biserică să vadă ce? Dacă noi stricăm lucrarea lui Dumnezeu și dacă nu există înțelegere, dacă nu există unitate, ce să vadă oamenii? Nu prea au ce să vadă. Nu? Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod. Mi-aduc aminte când era perioada comunistă, nu vreau să înțelegeți că sunt doar nostalgic așa, dar tot zice, mamă, că acum e mai bine. Da, o fi mai bine din unele puncte de vedere, dar constat că cu cât ne este mai bine, cu atât ne este mai rău din punct de vedere spiritual.
Învățăm că ne descurcăm și fără Dumnezeu, avem bani, nu mai trebuie să ne mai ajutăm unii pe alții, noi plătim. Ce să mai chem pe ăla? Că m-am certat cu el sâmbătă la biserică, s-a uitat strâmb la mine să-l chem să mai repare ceva fratele sau sora. Plătesc pe altcineva că nu e din biserică oricum și nu mă mai lovesc de el sau de ea. N-am nevoie. Și stăm fiecare neprubeta noastră în bula noastră de cristal și nu ne atingem, nu avem legături. Și atunci, cum putem vorbi despre unitatea pe care o produce Duhul Sfânt? Știți care este prima bobiță a ciorchinelui roadei Duhului Sfânt? Care e prima? Dragostea. Nu este dragoste, nu este Duhul Sfânt. A doua, bucuria. Nu este bucurie, nu este Duhul Sfânt. A treia, pacea. Păi dacă e ceartă, cum să vorbești de lucrarea Duhului Sfânt? E oximoronică asocierea, să bate cap în cap. E ca și cum pui plus cu plus. Face scurt. Există așa ceva. E dezastru. Dar observați cât de ușor am ajuns să ne mințim. Că noi suntem mântuiți. Că noi mergem pe calea lui Iisus Hristos. Că e tot în regulă. Și bisericile mor. De ce? Pentru că acolo nu este Duhul lui Dumnezeu. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod. Și Domnul, nu ei, nu cu sforțări, hai să mai căutăm, să... nu. Ei erau plăcuți înaintea întregului norod, se înțelegeau bine, se rugau, se ajutau. Și în momentul când oamenii văd această părtășie și această dragoste, e numai normal să-și dorească viața aceasta cu Dumnezeu. Însă dacă, așa cum spunea Domnul Hristos, îi pupăm doar pe cei care și îmbrățișăm doar pe cei care ne sunt simpatici, zice, ce mare lucru faceți? Că asta fac și păgânii. Care e Evanghelia ta? Cu ce te deosebești de ceilalți? Cu absolut nimic. Dacă ăsta se enervează, te enervezi și tu. Dacă ăsta îți răspunde cu răutate, răspunzi și tu. Și până la urmă nu este nicio diferență. Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Și dacă citiți cartea Faptele Apostolilor, o să puteți vedea că apare ca un refren, ca o repetiție, faptul că biserica era condusă de Duhul Sfânt și creștea și se mulțea. Dar era un rod al lucrării Duhului Sfânt. Era un rod al puterii lui Dumnezeu. Dragii mei, la acest altar de seară doresc să conștientizăm încă o dată în plus că fără Dumnezeu și fără puterea Duhului Sfânt noi nu putem să facem nimic. Putem să facem planuri, putem să facem investiții, putem să facem ce vrem noi. Dacă dragostea lipsește și părtășia frățească, și spiritul de sacrificiu și dorința de slujire, n-are rost să mai venim aici. Este trist. Este cât se poate de trist. Și nu vreau să vă întristez, dar nici nu vreau să vă amăgesc. Să vorbesc pe un spirit triumfalist, că Domnul lucrează și face și drege și... Da, Domnul face. Domnul lucrează. Dar în termenii și condițiile date de El, nu de noi. Înțelegeți? Așa că, în seara aceasta, aș vrea să mă rog pentru venirea Mângâietorului și pentru cercetarea noastră. Să ne ajute Dumnezeu să înțelegem că nimic din lumea aceasta nu poate să ia locul Duhului Sfânt. Orice facem noi bun, fără Duhul Sfânt, nu are nicio valoare. Și vă invit ca în momentele următoare să ne ridicăm, să cerem puterea lui Dumnezeu și să mijlocim ca El să lucreze în biserica aceasta, ca El să lucreze în viețile noastre, să ne schimbe și să ne ajute ca, într-adevăr,
viața noastră să fie o mărturie despre puterea Duhului Sfânt. Și să nu ne mai mințim că dacă noi facem lucruri extraordinare, poate chiar aplaudate de oameni, aceea este lucrarea Duhului Sfânt. Haideți să ne ridicăm și să încheiem cu această rugăciune. Doamne, venim înaintea Ta în seara aceasta să-Ți mulțumim pentru această cercetare a sufletului pe care Tu ai făcut-o prin cuvântul Tău. În primul rând, vorbesc în dreptul meu, Doamne, și îmi dau seama că de multe ori am considerat că lucrarea Ta se face prin talent sau prin alte apanaje omenești. Și îmi dau seama cât de greșit am fost și cât de greșiți am fost, Doamne, ca biserică. Te rugăm ca Tu să ne deschizi ochii, să vedem cu adevărat ceea ce se întâmplă în viața noastră și să faci o schimbare. Ajută-ne, Doamne, ca să trăim cu adevărat acea experiență a convertirii în viața noastră și predicarea noastră și viața noastră să fie o lucrare a Duhului Sfânt și o mărturie despre Iisus Hristos. Te rog, Doamne, binecuvântează toate bisericile din țara aceasta și pe cei care predică cuvântul, cercetează-ne pe fiecare dintre noi și ajută-ne, Doamne, ca să nu avem și alte interese în spatele predicării și în spatele vestirii cuvântului. Ajută-ne, Doamne, să nu mai stricăm cuvântul Tău cu fraze goale și cu tot felul de spectacole ridicole, ci ajută-ne, Doamne, ca tot ceea ce facem să poarte pecetea Ta și dragostea Ta să însoțească lucrarea noastră și să fie o pecete pe inimile noastre. Te rugăm, rămâi cu pacea și cu binecuvântarea peste noi. Binecuvântează-i pe toți cei care sunt alături de noi în seara aceasta și ajută-ne, Doamne, ca fiecare dintre noi, uniți prin dragostea Duhului Tău cel Sfânt, să dăm o mărturie puternică în lumea aceasta, că Tu existi și că Duhul Tău cel Sfânt este Cel care a început lucrarea și care va termina lucrarea pe acest pământ. Amin.